Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat procedurile de executare silită a datornicilor din toată țara. În județul Iași, potrivit instituției, sunt aproximativ 400 de fermieri care trebuiau să returneze o sumă totală de 15 milioane de lei. Până în acest moment au fost transmise către ANAF 90 de procese verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Procese verbale în valoare de peste 200.000 de lei. Neregulile au ieșit la iveală după ce inspectorii au fost în teren și au constatat că realitatea nu corespunde cu declarațiile fermierilor. Persoanele care înregistrează datorii către APIA nu pot beneficia de subvenții până când situația lor nu se clarifică, fie prin plata debitelor, fie printr-o decizie judecătorească definitivă, care să ateste că producătorului nu îi se poate imputa nicio sumă. Datoriile pornesc încă din anul 2008, fiind depistate nereguli, reprezentând abateri de legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale și europene. Și totul, din cauza nerespectării condițiilor de agromediu, supra-declarării și nerespectării dimensiunilor înscrise în titlurile de proprietate, susțin reprezentanții APIA. Conform acestora, există dovezi că numărul fermierilor care nu au respectat aceste reguli o să crească semnificativ. Situația a devenit dramatică după ce specialiștii au constatat că s-au recuperat doar 40% din sumele datorate de aceștia. Pentru că fermierii nu au făcut eforturi să returneze banii primiți ilegal, aceștia vor fi executați silit. Suma pe care trebuie să o recupereze APIA este de aproximativ 6 milioane de lei.